A vrut să fure sub ochii polițiștilor. Un individ de 37 de ani a vrut să profite de aglomerația de duminică din piața centrală și de neatenția unui tânăr de 26 de ani și să sustragă un portofel din buzunarul acestuia. Individul nu a fost însă suficient de vigilent, iar gestul său a fost surprins chiar de către cine s-ar fi așteptat mai puțin, și anume de polițiști. Polițiștii din cadrul biroului de ordine publică Botoșani au surprins în flagrant delict un bărbat de 37 de ani care a încercat să sustragă portofelul unui tânăr. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de furt.